6 persoane au ajuns la spital în urma impactului dintre două autoturisme. Accidentul rutier s-a produs aseară pe dealul Hațegului, la fața locului fiind necesară intervenția pompierilor din 3 detașamente, a echipajelor SMURD și a celor de pe ambulanță. Pompierii din cadrul ISU Hunedoara, din Bretea Română, Totești și de la departamentul Hunedoara au intervenit pentru gestionarea unei situații de urgență generată de producerea unui accident rutier pe DN66, în care au fost implicate două autoturisme. În urma accidentului au rezultat 6 victime astfel: 2 bărbați cu vârsta de 35 și 36 de ani, 3 femei cu vârsta de 29, 31 și 45 de ani și un minor de 17 ani. Potrivit reprezentanților serviciului de ambulanță, toate victimele erau conștiente și cooperante. Acestea au fost transportate la UPU Hunedoara și UPU Deva cu traumatisme la nivelul membrelor a toracelui, dar și cu atac de panică în cazul minorului. Din primele cercetări, polițiștii au stabilit faptul că o femeie în vârstă de 45 de ani din Târgu Jiu, care conducea un autoturism din direcția Hațeg spre Călan, ar fi ocolit parapeții din beton ce separă sensurile de mers, a pătruns pe sensul opus de circulație și a intrat în coliziune frontală cu un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 36 de ani din orașul Hațeg. În acest caz, polițiștii au întocmit un dosar de cercetare penală.